Bună ziua, dragii mei! Iarăși o să vă zic bună dimineața, pentru că o să facem o nouă rețetă pentru micul dejun, ceva super bun, wow, wow, wow! O rețetă cu multe ingrediente, după cum puteți observa, foarte grea, durează mult și nu știu neapărat dacă merită efortul, dar eu zic totuși să încercați. A fost o glumă. E o rețetă extrem de ușoară, vom face bagels cu doar 3 ingrediente, sarea nu se pune, iar ce punem deasupra e așa opțional. Da, și o să facem împreună bagels pentru micul dejun sau pentru oricând vreți voi să-i serviți și după aia o să punem ceva pe ele și o să le savurăm. Se fac foarte repede, a avut mult succes această rețetă și am zis, haideți să o împărtășesc și cu voi. Deci, de ce o să avem nevoie? Pentru rețeta de astăzi vom avea nevoie de o cană de făină albă, o linguriță de praf de copt, 3 linguri generoase de iaurt, orice fel de iaurt, poate fi și grecesc, un praf de sare, apoi după ce o să formăm pâinicile drăgălașe, o să le ungem cu un pic de ou și o să punem pe ele semințe, de care vrem, noi avem aici de floarea soarelui. Deci, haideți să ne apucăm de treabă! Am zis și mai devreme, e foarte greu de făcut această rețetă, trebuie să luăm ce avem pe masă, să punem în bol, să amestecăm și după aia să dăm la cuptor. Deci, despre asta e vorba. Amestecăm un pic cu lingura, dar să știți că va trebui să ne murdărim pe mânuțe. Iau ce iaurt a mai rămas aici pe linguriță. Pun deoparte. O să murdăresc blatul. Nu-i nimic, ștergem după. Și încorporăm foarte bine făina în iaurt. Până când obținem un aluat. Este atât de ușor de făcut această rețetă. Și după aia ies niște pâinici calde, atât de bune. E și păcat să nu încercați. Am mai făcut o variantă la această rețetă. Dacă nu vreți să faceți bagels, puteți să faceți o formă de pâniță și să puneți în mijloc o bucată de cașcaval sau mozzarella. Wow! Pâinici cu cașcaval. Foarte bune! Este gata, îl voi împărți în 4. Iar apoi o să formez bagelsurile, pâinicile. Dăm o formă circulară, iar apoi facem o găurică în mijloc. O facem un pic mai mare pentru că ele oricum vor crește. Ungem cu ou. Vă recomand să aveți un penson, dar dacă nu-l aveți, nu-i nicio problemă, se rezolvă și cu lingurița. Echipa tehnică mi-a reproșat că am făcut prea puține. Am făcut și eu o porție. Pentru că știu că sunt foarte bune de asta. Obținem 4 bagels dintr-o cană de făină. Dacă vreți să faceți mai multe, dublați cantitățile. Vor merge la cuptor pentru 15 minute la 200 de grade. Pâinicile noastre sunt gata, abia aștept să le savurez, arată ceva de vis. Și acum haideți să pregătim micul dejun împreună. Eu am aici un avocado, o să fac un ou poșat, pentru că putem să servim pe bagel avocado cu ou poșat sau cu brânzică tartinabilă sau cu ceva dulce. Cu ce vreți voi, pot fi mâncate oricum și simple, sunt foarte bune. Ia să mâncăm acum. Yummy! Haideți mai aproape să ne apucăm de gătit.
Iată că am ajuns și la finalul rețetei de astăzi. Am făcut împreună micul dejun. Micul dejun servit pe pâinici proaspete cu avocado și ou poșat. Vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube. Ne vedem data viitoare. Poftă bună!